Bună seara! Bine ați venit la webinarul organizat de compania Admiral Markets. Numele meu este Coitoru Veceslav, mai ales piețe financiare și trainer la această companie. Vă rog frumos să-mi spuneți cum e sunetul. Tot ce scrieți, vă rog, la questions, dacă scrieți pe chat, atunci nu o să văd. S-ar putea să apară niște întreruperi de sunet. Dacă apar, să-mi spuneți. Să încerc să corectez. Ok, deci astăzi avem un webinar de analiza pieței și încercăm să vedem ce strategii putem să aplicăm pe termen mediu și lung pentru a găsi, în primul rând, niște puncte optime de intrare, doi, cum să calculăm riscul pentru aceste puncte, astfel încât tranzacțiile inițiate să fie viabile, adică să poată contul dumneavoastră să susțină aceste tranzacții. Depinde acum fiecare dintre voi veți lua deciziile de tranzacționare Fiecare dintre voi veți lua deciziile de tranzacționare în particular, veți aplica strategia proprie, dar până la urmă, din experiența mea, din experiența altor traderi, se dovedește că pe termen lung, adică pentru un trader care tranzacționează de câțiva ani, se dovedește că tranzacțiile care urmăresc mini trenduri, tranzacții care au cel puțin un take profit prestabilit de 200, 300, 500 de pip, adică nu mai puțin de 200, în general ar fi cazul acum să nu avem tranzacții mai puțin de 300 de pip. Sunt acele tranzacții care, într-adevăr, duc la profit. Dacă dumneavoastră urmăriți tranzacții cu profit de 100 de pip, să știți că aveți din start o strategie care, pe termen lung, nici de cum nu poate să vă aducă profit. Aceasta din cauza că, în ultima vreme, ca și o constatare pentru anul 2011, încă nu am întâlnit o poziție care, pe termen mediu, care să aibă un stop loss mai mic de 100 de pip. Poate a fost un singur caz pe USD canadian, unde el este volatil, dar totuși mișcarea nu este atât de amplă. Și asta fiind unica cotație, în rest, pe euro-dolar, pe alte cotații, nu vorbesc deja de USD franc, de lire dolar, de volatilitate mare, unde stop loss-urile trebuie să fie mult mai mari. Deci, în raport cu stop loss-ul, evident, și un take profit ar trebui să fie cel puțin de 2 ori mai mare, de preferat de 3, de 4 ori mai mare. Și atunci un take profit adecvat ar fi de 300-500 de puncte pentru a tranzacționa pe trend, pentru a lua profitul pe mișcarea unui bar. Și atunci încercăm să vedem în piață ce mișcare a prețului avem, în ce val suntem, într-un val impulsiv, într-un val corectiv. Să vedem unde trebuie amplasat un stop loss, un take profit în caz dacă intrați în piață. Dacă este cazul de intrat în piață în acest moment, ori
trebuie de aștepta ceva și în felul acesta. Tocmai acum câteva minute în urmă analizam puțin cotația euro-dolar și aș putea să încep chiar cu aceasta și să facem o scurtă analiză a unor nivele pe care le avem aici. Imediata vecinătate a prețului, ca să putem să ne dăm seama despre cum ar trebui gândită o poziție pentru viitorul apropiat. Acesta este analiza pe graficul zilnic. O să merg puțin în istorie ca să analizăm nivelele psihologice. Întotdeauna este foarte, foarte important de analizat istoricul. Și mai ales nivelele din imediata apropiere a prețului care s-au format după istoricul din ultimii 2, 3, până la 5 ani. Pe termen lung, nivelele pe termen lung rămân valabile și pe 10 ani, dar din imediata apropiere a prețului este important să le vedem și să analizăm îndeaproape nivelele care s-au format, astfel încât în momentul de față mișcarea prețului va respecta aceleași nivele, traderii se vor ghida după aceste nivele din trecut pentru a-și amplasa ordinele de take profit, stop loss pentru a gândi o nouă intrare în piață și atunci trebuie să vedem clar ce s-a întâmplat și ce se poate întâmpla conform istoricului. Deci vedem aceste două nivele apropiate, 1.3680, 1.3690 în jurul acestui preț. Avem testare cu mai multe maxime. Și mai jos, la prețul de 1.3450, iarăși avem mai multe testări, cu mai multe minime, nu avem maxim. De fiecare dată, în perioada anului 2008-2009, când prețul s-a aflat în acest interval, între aceste două nivele, observăm că a dat maxime și minime. Mergem în perioada mai recentă și vedem că în 2010 nivelul de rezistență s-a mutat puțin mai sus și putem să-l mutăm, să-l punem cu altă culoare sau putem să-l punem mai subțire. Haideți să-l punem cu altă culoare. Felul acesta. Și atunci știm că maxim prețul poate să crească până la 1.38, ulterior pe parcursul descreșterii poate să testeze 1.3680. Și vedem că atunci când prețul trece mai jos, deși în istoric, în 2008-2009, deși nivelul de suport devine foarte important aici și străpungerile sub acest nivel duc la descreșteri lungi, totuși, prima dată în 2008 vedem o străpungere mult sub cu o revenire și aici iarăși vedem străpungeri sub nivel, de aceea același lucru facem și aici și vedem deja dacă mergem mai jos decât 1.3280. Această străpungere testează atunci sigur prețul descrește. Revenim ca să vedem până unde, deci prețul de 1.3280, să vedem unde a fost această străpungere, atât că degeaba s-a întâmplat acel lucru în 2010, căci în 2008 străpungerea falsă a fost anume până la 32.80-33.
nivel care vedeam testat atât, că e testat atât din partea de sus cât și din partea de jos. Așa. Bine. Am vorbit de acel maxim, 1.38. Iată că 1.38 a fost testat chiar la începutul săptămânii, de care se valul colectiv din săptămâna trecută, cele două zile, joi și vineri în creștere, luni s-a deschis cu gap în sus și a început descreșterea. Vedem, putem să trasăm o linie de suport între cele două minime, minimum de jos și ultimul minim. Vedem o străpungere și testare. Prețul se află pe nivel psihologic 34.50, pe care dacă l-ar străpunge, cu siguranță vom vedea o mișcare rapidă spre 1.33. Dar aceasta totuși nu este o poziție pe termen lung. Aceste poziții sunt urmărite mai mult de scalper sau intraday traders, această posibilă mișcare de străpungere sub 1.3430, ca să fiu mai exact. Ceea ce ne interesează pe noi în cazul respectiv, o să zic pe mine, pentru că eu urmăresc această strategie, este să fie mai degrabă o străpungere sub nivelul 1.33, întrucât din istoricul apropiat observăm că anume străpungerele sub nivelul 1.33 pe termen lung vor duce la o mișcare până la 1.29 sau chiar mai jos până la 1.25. Deci pe termen mediu și lung se caută potențial în piață, un potențial mult mai mare decât stop loss-ul sau take profit-ul, după cum am spus. Și atunci, intrând de la 1.33 pe vânzare, avem și un stop loss mai adecvat, totuși ar fi destul de mare, dar aceasta e piața, e un stop loss în general de 200-300 de pip, dar probabilitatea direcției iarăși este foarte mare. Adică odată ce vom avea străpungere mai jos de 1.33 și totodată străpungere mai jos decât linia de suport trasată cu verde din minimul trendului, prin nou minim format după străpungere, odată ce prețul trece mai jos decât această intersecție, probabilitatea mișcării descendente devine destul de mare și un target probabil este 423.6, prețul de 1.27, dar considerând toată mișcarea corectivă, prima extensie 161.8 este chiar la 1.25. Deci mă aștept ca după o străpungere mai jos de 1.33 prețul să ajungă la 1.25. Cam aceasta ar fi mișcarea. Dacă prețul se va grăbi să facă această mișcare, atunci ne putem aștepta în următoarele zile la o mișcare descendentă, ulterior la o revenire cu testare pe 1.33 și apoi mișcare spre 1.25. Chiar dacă nu se va întâmpla acest lucru în următoarele zile, pe termen lung cam aceasta ar fi mișcarea. Nivelul cheie în cazul respectiv îl văd ca fiind 1.33. Deși pentru tranzacții pe termen mai scurt este interesat de urmărit acest range care s-a format acum pe euro-dolar, un trend lateral pe graficul de 4 ore și pe graficul de oră. Prețul fiind exact la rezistența acestui trend lateral, pot să-l încadrez într-un dreptunghi ca să-l vedeți mai bine. Da? Deci ăsta e trendul lateral. Înălțimea trendului lateral fiind de 110 puncte, 120, deci de la 1.3430
când scade în jos, scade pe înălțimea fletului și se duce la 1,33. La 1,33 avem suportul, de la care prețul poate să revină, ori poate să străpungă. După cum am văzut și mai devreme, că acel istoric, după ce este atins nivelul 1,33, totuși dacă nu străpunge, prețul poate să mai revină cu o testare la 1,37 și 19. Cel mai sigur pe termen lung este amplasarea unui stop loss la 1,38-1,39. Deci, din punct de vedere a tranzacționării pe termen lung, atunci când se tranzacționează pe trend, conform acestei analize putem să înțelegem următorul lucru, că cei care au deschis poziții de vânzare la prețul de 1,40-1,38, în acest caz trebuie să aștepte o străpungere sub 1,33 pentru a deschide o nouă poziție de vânzare de acolo, dar străpungere sub 1,33, așa cum v-am arătat mai devreme, cu liniile negre, astfel încât să fie deja o probabilitate mare pentru mișcarea prețului spre 1,25. Dacă prețul nu străpunge sub 1,33, atunci putem să ne așteptăm la un val corectiv care să ajungă iarăși aproape de 1,37. Ca și poziționare pe termen scurt, se poate încerca tranzacționarea pe această figură, cu probabilitate de 50 la 50, de exemplu, un stop loss de 70 de pip în acest moment și take profit de tot 80 de pip. Nu este o poziție deloc favorabilă. Dar dacă prețul totuși scade și reușește să străpungă suportul și scade până la 1,33, avem un profit de 200 de puncte și un stop loss de 70 de puncte, ceea ce deja e ok. Ar fi un risc aici. Poziția este 50 la 50, nu se știe dacă în acest moment va merge în jos sau dacă va merge pentru testarea rezistenței. Odată ce prețul va străpunge mai jos de prețul 1,3430, adică va trece mai jos de suportul figurii, ne putem aștepta la o mișcare rapidă descendentă spre 1,33, atunci când iarăși puteți să prindeți o poziție bună cu un stop loss la mijlocul dreptunghiului, deci la 1,3490. Cam așa, de preferat să fie mai sus decât acest nivel intermediar psihologic 1,35. Vedeți și dumneavoastră, vă hotărâți deja. Și dar după străpungerea mai jos de 1,3430 ne putem aștepta la o mișcare rapidă spre 1,33. Și asta este ceea ce ține de mișcarea pe euro-dolar. Vă rog întrebări la această cotație. Ce părere aveți dumneavoastră? Sunteți de acord? Nu sunteți de acord? Poate vedeți și altceva?
pentru domnul Enciu Anatolie, care ne spune că a fost prea mare căderea fără o corecție. Corecția a fost la 1,38, s-a făcut săptămâna trecută și în acest moment nu este cădere, ci este val impulsiv, adică, bine, este cădere, dar este val impulsiv pe direcția trendului, care este un trend descendent în acest moment. Și teoretic prețul trebuie să meargă mai jos decât ultimul minim format, adică mai jos de 1,3143. După cum am spus, prețul poate să testeze și la 1,37, 1,3750, deci un stop loss trebuie să fie totuși în zona 1,38, chiar puțin mai sus. Dar o testare la 1,3650 la urmă ar fi chiar binevenită, pentru că ar reuși și alți trader să intre pe sell, volumul pe sell ar crește și la urmă prețul s-ar duce totuși mult mai jos. Adică cu cât prețul revine cu testări și se menține mai mult pe maxime, cu atât mai mulți vânzători vor intra în piață. Pentru că atunci când prețul scade repede, în piață e panică, cei care vor să vândă totuși nu se încumetă să facă acest lucru când prețul este prea jos. În schimb, la revenire și când prețul se oprește pe niște rezistențe, încep să intre vânzătorii și atunci se creează volum. Acel volum este susținut și mișcarea descendentă este mai bună. O corecție mai amplă vom vedea după ce prețul va atinge nivelul 1,25, este părerea mea. Pentru că până atunci totuși ar putea fi mișcarea destul de rapidă. Adică, bine, poate să fie aici această mișcare corectivă spre 1,37, 1,38, chiar poate să ajungă aici, nu pot să-mi dau seama. Prima rezistență ar fi la 1,3650. Am putea să ne așteptăm ca și în acest moment să vedem totuși o mișcare ascendentă corectivă. Dar în momentul în care începe să străpungă, merge după aceea rapid în jos, iarăși 2-3 zile testare la 1,33 și iarăși mișcare agresivă descendentă spre 1,29, 1,25. Și numai după ce atinge 1,25, probabil vom vedea 3-4 săptămâni în corecție spre 1,33 sau spre 1,25. Pentru că aici la 1,25 e extensia 161 pentru valul acesta corectiv care a străpunt trendul și de la extensia 161.8 deja putem să vedem corecție prelungită. Cineva urmărește mediile mobile. În graficul de oră, să pun și eu aici mediile mobile. În graficul de oră, într-adevăr, 189 și 144, 89 și 144 sunt mediile bune. Într-adevăr, vedem această testare pe graficul de oră la media mobilă 89, deși 144 e cam departe de ea. Ar fi bine ca ele să fie mai aproape când sunt testate, vedeți cum e în această zonă.
această zonă. Acele sunt puțin mai depărtate și poate să apară și o umbră falsă până la 144. Dar pe grafic de 4 ore, acestea sunt departe de preț, iar media mobilă 55. Și este destul de depărtată. Aceasta, media mobilă de 55, este de fapt cam cea mai importantă aplicată pe 4 ore și prețul de cele mai multe ori va veni să o testeze, astfel încât ne putem aștepta la o mișcare ascendentă până la 1.3620. Dar totul depinde. Depinde și pe celelalte cotații ce se întâmplă. Putem să vom urmări paralel, deja mergem să facem analize și pe alte instrumente și vom vedea ce ne arată analiza pe USD franc. Graficul zilnic, prețul a dat o maximă mai sus decât maximul anterior. Vedeți acest val pe care este aplicată extensia Fibonacci și la 1.17 avem nivelul 423.6. Pe termen lung mă aștept atât euro-dolar să scadă foarte mult, deci USD franc să se aprecieze mult. Deci e loc de profitat bine aici. Pe moment, ceea ce putem să vedem este o maximă mai sus decât maximul din zilele trecute, decât săptămâna trecută. O scurtă revenire cu testare. Ceea ce este aici important este prețul acesta care urmează să fie testat, 93.03. Odată ce vom vedea străpungerea acestui nivel, trecere peste 93.03, revenire cu testare, după aceea apare o poziție foarte bună. Aici, din punct de vedere grafic, mișcarea este mult mai deosebită, formata mai corect. Iată, vedeți acest nivel. Este un nivel clasic, sigur, testat în trecut de mai multe ori, sus, jos, iarăși aici testat. 5 octombrie și acum dacă vedem străpungere peste 93, creștere până în zona 90.095.40, apoi cu siguranță revenire în 93 și apoi se intră pe cumpărare. O mișcare minimă este până la 0.9950, chiar paritate 1.0. Avem 700 de puncte, o tranzacție favorabilă, poate fi lăsată și ca o tranzacție pe termen lung, adică după ce străpunge de 1.0, iarăși mai adăugați volum, lăsând-o deschisă pe cea de jos, sau cum doriți noastră. Dar aici, pe USD franc, se va vedea o tranzacție deosebit de profitabilă. Urmăriți ce se va întâmpla în momentul acela, evident, vom fi și mai alături. Când va străpunge USD franc peste 0.93, să vedem unde va fi și euro-dolar atunci. Poate euro-dolar va veni atunci cu testare la 1.33 și se va lega ceea ce am vorbit mai devreme pe euro-dolar de ceea ce se va întâmpla pe USD franc și atunci va fi o corelație foarte frumoasă, vor apărea poziții bune. În ceea ce ține de indicator, vă spun sincer că nu mă urmăresc de ani de zile.
Așa. Iată, aici avem suport, ose de flancă 091-41, 091-40. Avem acest range de 170 de pip până în maxim, până în 0,93. Și dacă prețul va trece de 0,93, atunci apare o poziție bună. Totuși, la fel ca și pe euro dolar, putem să avem și aici o corecție mai, adică o mișcare descendentă la linia trendului spre testarea mediilor mobile 55 și 89. Le vedem și pe USD Franc, acestea fiind destul de depărtate de preț în acest moment. Sau poate prețul atinge 0,93 și apoi vine să le testeze. Totuși, mai puțin probabil este ca prețul să treacă de 0,93 să ajungă la 0,95 fără ca să testeze aceste medii mobile. Deci se mai întâmplă acest lucru, dar totuși când vedeți, s-a întâmplat când a influențat piața să fie o depărtare atât de mare de aceste medii mobile, când banca a intervenit aici. Totuși, în mod normal, prețul nu se depărtează prea mult, ci revine cu testări. Deci, ar fi de așteptat să vedem totuși o testare la aceste medii mobile. Dar nu acestea sunt baza de luat decizii. Da, într-adevăr, aici le-a oferit un semnal de intrare pe cumpărare, un semnal foarte bun și asta a fost semnalul. Acum, cine dorește să intre pe cumpărare, trebuie să-și asume un stop loss de 500 de puncte, 400, mai jos decât minimul anterior. Acolo prețul mai mult probabil că nu o să ajungă. Probabilitatea aceasta fiind 80%. Iar punctul de intrare a fost la 89,77, când stop loss-ul era de 260 de puncte și take profit-ul este la 1.0 de 1000 de puncte. Vedem un raport de 1 la 4. Și ce mai avem? Muse de canarian. Aici v-am vorbit și marți și săptămâna trecută. Aici mediile mobile sunt mai aproape, deoarece este într-un flat de mult timp. Dar totodată aici avem și ceva asemănător cu un head and shoulders. Prețul testează deja neîncetat această linie de rezistență, nivelul 1.03. Imediat ce va străpunge peste acesta, vom avea o mișcare mare de 400 de pip pe creștere. Aici stă linia albastră, linia gâtului, putem să-i spunem. Figura aceasta pe care o vedeți aici, ea s-a mai format odată. Nu știu dacă o găsesc, dar era mai mică. Ea se numește, de fapt, albie. Adică albia unui râu care vine așa. Lent coboară și lent urcă. Da? Nu este head and shoulders, mi-am adus aminte, albie se numește, ea se mai întâlnește. Haideți să vă arăt în istoric, odată s-a format în 2008, septembrie, dacă nu mă greșesc, septembrie sau octombrie. Aici este. Sau nu aici. Nu, asta e 2010. Aici. Graficul zilnic. Deși acum suntem într-un alt context, acum pe USDK este inversare de trend, adică spre creștere, aici era corecție, dar aici s-a format această
albi și era mai micuț, era pe graficul de 4 ore. Să vedem dacă avem istoric până acolo. Iată aici. Nu este chiar la fel cum e cea pe ruse de franc, ruse de canadian, pardon, dar ceva asemănător. Vedeți, umăr, aici doi umeri, aici altceva puțin mai jos, bine, dar bine așa. Ren descendent, lent ascendent. Oameni dat spre punge, testează, se duce pe înălțimea acesteia în sus. Aici a venit și o linie de rezistență bună. Trasată în felul acesta. Străpungere peste linia de rezistență, testarea la suport, două stele aici, doji și de aici cumpărare. 617 puncte. Apoi urmează linia de suport a valului corectiv. Prețul se deschide cu gap sub suport, mai vine și testează și de aici pică în jos, 1114 pică. Extraordinară mișcare, atunci nimeni nu se aștepta la așa mișcări, atunci a început și volatilitatea. După ce au început aceste mișcări mari de amplitudine, această volatilitate s-a menținut în piață până în ziua de astăzi. Foarte mulți traderi au pierdut conturi în acea vreme și au reajustat strategiile pentru a putea face față la această volatilitate extraordinară a pieței. Deci cu USD canadianul este clar. Avem nivelul de rezistență 1.0280, 1.03. Trecere peste acest nivel, cu închidere clară mai sus peste 1.03, nu scăpați de acest moment. Aurul. Extraordinar se mișcă și aurul. Power avem vârf dublu, double top, iată la aici. Figură clasică care ne spune stop, care se formează în vârful unui trend, în cazul dat vorbim de un trend care reprezintă un val corectiv, după străpungerea minimului, ultimului minim format, unde iarăși am avut un double top, deci avem un double top mare, după aceasta un double top mic. Vedeți cât prețul o să scadă rapid, azi mâine deja ajunge la 1.60 și la 1.1700. Se duce spre baza valului corectiv. Apoi, ceea ce contează este străpungerea bazei valului corectiv, revenire cu testarea la aceasta și de acolo descreștere spre 1.550. Aici va ajunge la linia de suport a trendului ascendent. Iată aici intersecția cu nivelul psihologic. Deci, timp de 22 de zile, adică 4 săptămâni, ne așteptăm ca prețul pe aur să ajungă la 1550. Așa. Totuși, ceea ce este interesant, puteți să vedeți mediile mobile aici într-o încurcătură, să zic așa, mare, deoarece această străpungere în jos și revenire cu valul corectiv a fost foarte rapidă, așa, volatilitate mare pe aur. Probabil abia după o descreștere sub nivelul, sub prețul 1600, aceste medii mobile se vor aranja corect pe grafic și atunci vom vedea testările. Acum, totuși, este un moment interesant pe aur pentru că s-ar oferi și eu un punct de intrare pe vânzare pe termen foarte lung. Dacă prețul, totuși, va reuși să străpungă mai jos de 1550,
atunci vom avea corecție la valul ascendent, pardon, vom avea corecție la trend. Acesta fiind trendul, cel de pe graficul săptămânal, acesta încadrat între liniile paralele roșii. Și atunci ne așteptăm la o mișcare conform liniei albastre. În jos, descendent, corectiv și iarăși mișcare descendent. Și atunci va fi interesant. Ceea ce se poate vedea pe moment este deja o înghițire totală pe graficul săptămânal. Dacă se duce și mai jos mâine, atunci avem fugarul care înghite două lumânări. Ceea ce este un semnal de vânzare și mai puternic. Următoarea săptămână sigur scade și mai mult. Și totodată urmăriți, vă rog, proporțiile. Nivelul 13 pe termen lung. Haideți că am pus prea multe Fibonacci aici. Nu mai dă nicio semnă care este. Să vedem care este unde vine. Așa, cum o să fie clar. Deci pe termen foarte lung, 13 vine ceva mai jos. Dar anume pentru acest trend ascendent încadrat între liniile roșii, nivelul 13 vine aici și atunci avem o străpungere falsă peste 13 și revenirea prețului sub. Următorul target fiind 23.6, care este de fapt ultimul minim. După străpungere mai jos de 23.6, prețul se duce în 38.2, adică acest nivel unde practic avem maximele anterioare. Deci această mișcare a fost cam așa trasată și ne așteptăm. Evident, aici pot fi umbre, închideri pe 38.2, depinde. Și apoi revenirea cu testarea pe 23.6. Deci aceste linii nu sunt trasate întâmplător, ele tot urmăresc o proporționalitate. Cam asta este, un lucru foarte interesant se întâmplă. Acum o mișcare chiar, din punct de vedere grafic, foarte frumoasă. Ca și semnale pe termen scurt, v-am spus, iată double top, iată să vedeți mai bine. Vârf dublu, străpungere sub linia gâtului. Putem să vedem pe un grafic de 4 ore. Iată linia gâtului la prețul de 1750, maximul fiind la 1796, deci descreștere spre 1700. În această zonă vom vedea descreșterea care vine exact pe linia de suport. Felul acesta. Este canalul ascendent, prețul se duce la linia de suport. Ulterior, urmărim cu atenție să vedem ce se întâmplă. Dacă străpunge mai jos de suport, se duce probabil undeva și acolo descreștere, o corecție, apoi scădere spre 1550 și acolo deja
Depinde dacă va străpunge acel nivel foarte important, 1550. Căci dacă trece mai jos de 1550, atunci va ajunge deja la 1200. Hai să vedem un pic ce fac piețele bursiere. S&P 500. Da, și acesta este în descreștere. A un suport important aflându-se acum. Străpunge aurul în jos, străpunge și acesta în jos. Dar totuși trebuie de observat că mișcarea pe aur a început, descendentă, deși zilele trecute era dolarul american în apreciere și aurul totuși ezita să se miște. Acum se mișcă aurul, în schimb dolarul american comparativ cu alte valute stă în pending. Deci ar trebui să înceapă mișcarea pe euro-dolar, iată că totuși el descrește, să treacă și aceasta mai jos de 1,34, să străpungă acest suport și atunci vom vedea și pe burse mișcări puternice descendente. Deci toate se corelează. Euro-dolar scade, bursele scad, aurul scade. Acum e simplu de tranzacționat, corelare de 1 la 1 între toate. Întrebări, vă rog. Pe AUD/USD vedem străpungere mai jos decât acest nivel important care îl avem pentru deschiderea pozițiilor pe sell. Totodată străpunge și de un nivel intermediar care a fost testat aici în trecut. Deci acum pe dolar australian e de vânduri. Probabil același lucru se întâmplă și pe dolarul neozeelandez în comparație cu dolarul american. Graficul ne arată o tendință clară spre descreștere. Cu stop loss-uri în zona 1.04. Eu nu stau să calculez aceste perioade, dar totuși tind să cred că ele se respectă și în 2-3 săptămâni, dacă e să vorbim de euro-dolar, să zic așteptarea mea și să vedem dacă ar corespunde cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci dacă ar fi acum o mișcare descendentă de străpungere mai jos de 1.34, ajunge la 1.33. Și durează o săptămână.
testare, 2-3 săptămâni. 2-3 săptămâni ar zice cam 1,29. Dacă se întâmplă ceva extraordinar, 1,25, dar nu mai jos de 1,25 în 2-3 săptămâni. Totuși nu cred în 2-3 săptămâni să scadă prea mult. Ceea ce ține de cine pe cine influențează, acum, în general, tendința este de retragere a investițiilor pe dolari americani, fiind bursele într-o perioadă când o descreștere ar fi destul de iminentă și plus situația economică nefavorabilă în Europa, ceea ce într-o mare măsură influențează și bursele din Statele Unite totodată. Odată ce investitorii sunt nevoiți să-și retragă banii din burse, aceștia caută să investească altceva. Poate nu neapărat să investească, cât să-și retragă banii într-un instrument care are lichiditate mare și stabilitate. Și în acest moment se dovedește că dolarul american ar fi această valută cu lichiditate și stabilitate. Adică poate fi convertit ușor în altă marfă sau altă monedă. Și în felul acesta are loc influența în acest moment. Adică între una și alta. Alte întrebări, vă rog, dacă nu aveți, atunci terminăm pentru astăzi. Nu, nu fac valuri Elliott, mai ales pe termen scurt. Valorile lor le consider puțin subiective, le urmăresc pe termen lung, dar nici de cum pe termen scurt. Adică, în mare, ar fi interesat de urmărit valorile acestea Elliott. Ele chiar funcționează, dar când ajungem să le analizăm pe termen scurt, deja fiecare trader începe să vină cu propria subiectivitate și atunci ceea ce pare rațional devine irațional. În general, în acest moment ar trebui să fie un ABC. Acesta a fost A-ul, un descendent, B-ul și apoi să urmeze C-ul. Adică acum e un început de val C. Ok. Vă mulțumesc și eu pentru participare la webinar. Vă doresc o seară bună. La revedere!